Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara și-au continuat acțiunile de control specifice domeniului lor de activitate. Cele mai multe controle au vizat respectarea prevederilor legii 55 din 2020, cea care reglementează măsurile legate de prevenirea răspândirii noului coronavirus. În urma acestor controle au fost date amenzi de 13.000 de lei angajatorilor care nu au respectat prevederile legii anterior menționate, sancțiunile fiind aplicate în mare parte în domeniul Horeca. Săptămâna trecută, vorbim de săptămâna 5-11 aprilie, am avut 150 de controle pe raza județului Hunedoara, întreprinse de inspectorii de muncă. Din acestea, 120 de controle s-au axat și pe componenta respectării prevederilor legii 55 din 2020 privind răspândirea noului coronavirus. Aici au fost aplicate mai multe sancțiuni contravenționale, în sumă totală de 13.000 de lei doar pentru nerespectarea legii 55. Și aici atragem atenția a operatorilor economici să respecte prevederile legii cu acea distanțare fizică, cu instruirea salariaților, cu acordarea echipamentului individual de protecție, cu distanțarea între mese și nepermiterea ocupării a unor mese mai mult decât este necesar în funcție de incidența indicelui acela pandemic la nivel local. Reamintim că, în conformitate cu prevederile ultimei hotărâri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara, operatorii economici din domeniul alimentației publice pot desfășura activități în spații închise fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile unde incidența de COVID-19 cumulată la 14 zile este mai mică sau egală de 1,5 la 1000 de locuitori. În situația în care incidența este de până la 3 la 1000, capacitatea maximă este de 30%, iar peste acest prag activitatea este interzisă în interior. În cazul teraselor, funcționarea se face cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și cu maximum 6 persoane la o masă.